Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate. Înainte de toate, emisiune ce încearcă să vă ofere dumneavoastră, telespectatorilor noștri, cele mai bune sfaturi în materie de sănătate, sfaturi venite, bineînțeles, de la cei mai buni medici, dar și de la cei mai buni naturiști. Dragilor, ne aflăm în mijlocul verii, iar în această perioadă din an, aproape toți mergem la piscină sau la mare pentru a prinde un bronz perfect, dar și pentru a ne răcori. Ce facem atunci când avem alunițe? Cum le protejăm de razele soarelui? Cum ne putem da seama dacă alunițele sunt inofensive sau canceroase? Sunt întrebări, dragilor, la care ne va răspunde invitatul meu de astăzi, domnul profesor dr. Ioan Nedelcu, medic primar dermatolog. Bună ziua, domnule general profesor doctor, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Sărut, bună, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Domnule profesor doctor Ioan Nedelcu, astăzi abordăm o temă interesantă, o temă din care sunt sigură că telespectatorii noștri vor avea de învățat foarte multe lucruri utile, așadar vorbim despre alunițe, expunerea la soare, dar și despre melanomul malign. Și începem cu alunițele, fiindcă acestea sunt punct de plecare pentru această complicație de temut a alunițelor, și anume melanomul malign, cel mai agresiv tip de cancer localizat la nivelul pielii. Și vreau să le spunem telespectatorilor încă de la începutul acestei emisiuni ce sunt alunițele, domnule profesor, și de ce apar aceste alunițe. De ce unele persoane au alunițe, iar altele nu? Sau unele persoane au mai multe, altele mai puține? Descrierea clinică a alunițelor nu mai este cazul să o fac, pentru că toți avem alunițe, adică acele pete pigmentare pe care le putem găsi la nivelul feței, la nivelul corpului, la nivelul palmelor, al tălpilor și chiar pe zone mai delicate. Aceste alunițe sunt formațiuni tumorale, să nu ne sperie cuvântul tumoral, adică sunt aglomerări de celule de un anume tip, de un tip special. Este vorba de celule pigmentogene. Celule pigmentogene sunt acele celule care produc pigmentul, care pigment împreună cu culoarea sângelui din capilare dau culoarea normală a pielii noastre. Alunițele, aceste aglomerări, densificări locale, sunt determinate genetic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care spermatozoidul se unește cu ovulul și are loc fecundare și rezultă, să spunem așa ceva, un fel de schiță digitală, ceea ce mai târziu va prinde viață și nume de la cine este în stare să facă lucrul acesta, este prevăzut anul, luna și locul pentru apariția fiecărei alunițe. Sunt alunițe care apar de la naștere și le numim congenitale, de dimensiuni mai mici sau de dimensiuni mai mari sau de dimensiuni foarte mari. Sunt alunițe care apar treptat, dar de obicei în jurul vârstei de 5-6 ani avem, cuvântul pe care îl utilizăm este explozie. Deci avem o adevărată explozie apărând multe alunițe la nivelul corpului. Apoi, după această explozie din jurul vârstei de 5-6 ani, alunițele pot să apară în orice moment al vieții și așa cum le spun eu adesea pacienților mei când vin la consult pentru alunițe, dacă ar fi să trăim 150 de ani și la 150 de ani ar putea să mai apară anumite alunițe, dacă ele sunt predictibil, prevăzute să apară într-un anume loc al corpului nostru. Nu putem face nimic ca aceste alunițe să nu apară. Ele vor putea fi biciuite, în sensul să apară mai rapid, dacă ne expunem intempestiv la radiație ultravioletă. Dar această biciuire se realizează să apară mai devreme, câteva săptămâni sau poate luni, dar chiar dacă nu m-aș duce la radiație ultravioletă, tot ar apărea alunița dacă ea a fost prevăzută să apară acolo unde a fost locul prevăzut. Din punctul de discuție al nevoilor de sănătate dintre medic și pacient, deosebim două mari tipuri de alunițe. Alunițele obișnuite. Sunt formațiuni pigmentogene, deci mici tumorete colorate, cu dimensiuni relativ mici, 2, 3, 4 mm cel mult, cu contururi nedelimitate, rotund sau ovalare, ca și cum ar fi trase compasul, cu suprafața de o singură culoare,
pot fi netede, pot fi ușor mamelonate, ca și cum ar fi bobițele dintr-o mură, pot fi cu fire de păr, le spunem chiar piloase în momentul acela. Acestea ar fi cam alunițele obișnuite, normale. Ele sunt alcătuite din cele pigmentogene de tip adult și reconstituie alunița câte zile avem. A doua categorie de alunițe, de fapt aceasta e mult mai importantă, a doua categorie, este definită ca alunițe displazice. Ce înseamnă o aluniță displazică? Din punct de vedere clinic, dacă ne uităm, este o aluniță de dimensiuni cea mai mare, peste 4, 5, 6 mm, chiar mai mult. Conturile sunt neregulate, geografice, parcă ar fi conturile unei țări trasate pe cu roșu pe hartă. Culoarea este neomogenă, frecvent au aspect ca și cum ar fi amestec de sare și piper. Și frecvent sunt mici prelungiri care tind să invadeze pielea din jur. Ele pot fi la nivelul pielii sau mai mamelonate, mai supraînălțate. Aceste alunițe zise displazice, dacă ne uităm la microscop, în interiorul lor celulele componente sunt diferite ca aspect structural. Dis, diferite, dis. La ce? La structura corpului, la plazie. Deci displazice sunt celule diferite la microscop față de celulele pigmentogene adulte care sunt în alunițele obișnuite. Adică aceste celule displazice sunt considerate celule pigmentogene tinere, imature, nu au toate mijloacele de protecție și de apărare față de agresiunea din mediul înconjurător puse la punct și atunci sunt fragile. Ce înseamnă că sunt fragile? Ele se pot transforma canceros atunci când sunt supuse radiațiilor cosmice, radiațiile telurice, radiațiile solare, infraroșile, dar mai ales ultravioletele, dar și ca predispoziție individuală. Aici vorbim de oncogenii, acele substanțe pe care le mâncăm prin ceea ce mâncăm, respirăm și bem și care pot să determină cancer în organism, sau predispoziția genetică. Fiecare dintre noi avem un număr de gene care ne predispun la cancer pe anumite zone, iar aceste gene se pot activa și atunci pot determina un anume tip de cancer sau, dimpotrivă, prin stilul de viață, prin alimentație, prin ceea ce bem, prin alcalinizarea organismului și aceste gene oncogene să nu se exprime. Iată așadar cum încă din naștere, sau dacă doriți, din momentul concepției, avem pe informația genetică leziuni predeterminate, care leziuni, dacă nu le vom manageria corect, pot să ajungă să se transforme în forma cea mai gravă de cancer cutanat, melanomul malign. Dar o persoană își poate da seama acasă, domnule profesor, dacă o aluniță este inofensivă sau nu, fără să aibă studii în domeniu? În general, o descripție clinică, pe cuvinte, este greu de transpus pe imaginea de pe pielea pacientului și vă mărturisesc că adesea, frecvent, citind despre o anume boală, deși am experiență de viață de dermatolog și am imaginație bogată, uneori nu realizez în tocmai imaginea care trebuie să o aibă respectiva boală, nu vorbim acum despre alunițe, iar când văd o fotografie dintr-un atlas cu boala respectivă, uneori sunt uimit că imaginația mea n-a fost superpozabilă peste ceea ce a fost descrisă ca boala respectivă. Așadar, este greu dacă nu ești specialist dermatolog și dacă n-ai o experiență să văzut câteva mii sau zeci de mii de tipuri de alunițe, să pui diagnosticul de transformare. Pentru dermatolog, dermatologul, pe ceea ce am povestit până acum, uneori la prima vedere, pentru că au experiență mai mult sau mai puțin bogată, dar mare majoritatea dermatologilor au experiență, pot să facă diferențierea între o aluniță banală, benignă, normală și o aluniță displazică. E, de aici încep problemele. Pentru că se spune că ochiul omenesc nu este un instrument suficient de performant pentru a identifica dacă o aluniță se transformă, este pe cale de transformare sau deja s-a transformat, transformare incipientă. Dacă e transformare definitivă, patentă, într-un melanom malign, diagnosticul de melanom malign poate fi pus și clinic. Dată fiind importanța riscului de transformare canceroasă pentru o aluniță, și medicul și pacientul au fost în egală măsură interesat să afle cât de mare este riscul și când se poate transforma o asemenea aluniță. Studiile făcute cu acest prilej au arătat, cum spuneam, că ochiul omenesc nu este un instrument suficient de performant. Evident, fiecare dermatolog are o anume experiență, a văzut zeci, sute, mii, poate zeci de mii de alunițe, unele displazice, unele mai puțin displazice, unele transformate și melanome maligne, dar
Vreau să vă spun că și cu cele mai sofisticate tehnici de laborator, microscopie, la uneori nu putem diferenția o aluniță de o transformare melanomatoasă, ci numai timpul ne pune diagnosticul de certitudine. Asta sunt cazurile de excepție. Pentru cazurile uzuale, atunci când dermatologul, evident, pacientul trebuie să prezinte la un consult dermatologic, când dermatologul are o suspiciune, recomandă să se facă o analiză care se numește dermatoscopie. Dermatoscopul este un instrument făcut să suplinească insuficiența de perfecțiune a ochiului omenesc. Și spuneam că ochiul omenesc este imperfect pentru că ochiul meu nu este egal cu al unuia din America sau Australia. Propriul meu ochi nu este egal cu mine însumi în fiecare zi pentru că și eu sunt ființă biologică și sunt pus ritmurilor ondulatorii cât mai perfecționant, cât mai puțin bun în viață și în profesie, pentru că asta e ființa umană și asta este tipul ei de evoluție fluxională. Și atunci au fost făcute dermatoscopele. Dermatoscopele sunt aparate care explorează netraumatic. Este esențial cuvântul netraumatic pentru că o aluniță nu trebuie traumatizată. În urma explorării netraumatice, obținem o mulțime de informații care ne ghidează spre riscul de transformare a unei alunițe în cancer cutanat. E, și acum începe o altă problemă, pentru că sunt o multitudine de tipuri de dermatoscope. Unele mai simple, altele mai complicate, unele foarte sofisticate, cum ar fi de pildă videodermatoscopul computerizat. O să vorbim despre acesta foarte sofisticat. Videodermatoscopul computerizat este un instrument de înaltă fidelitate, care, spuneam, explorează netraumatic o aluniță. Este vorba de o sondă exploratorie care se pune în contact cu respectiva aluniță. O rază de lumină trece din sondă, trece prin aluniță, se reflectă, refractată, recaptată de sondă, dusă într-un computer, iar computerul acela, pe baza unui soft extrem de complex, face mai multe lucruri. Întâi și întâi de toate, fiecare aluniță explorată primește un număr de cod, pe baza căruia, ori de câte ori pacientul va veni și va fi explorat cu același aparat, aparatul va compara automat ceea ce este astăzi cu ceea ce va fi la viitoare explorare și avem, să zicem așa, un fel de hartă care ne permite să supraveghem evoluția fiecărei aluniți. Al doilea lucru pe care îl face videodermatoscopul computerizat este să facă fotografii din interiorul alunițelor. Este fantastic să vezi interiorul aluniței fără să traumatizeze respectiva aluniță. Bineînțeles că toată treaba asta este imagine digitalizată și prelucrată de către computerul respectiv. Această imagine digitalizată oferă posibilitatea medicului să caute niște semne pe care a fost instruit în cazul trainingurilor pe care le-a făcut să diferențieze între o aluniță fără problemă, o aluniță displazică cu tendință la transformare sau o aluniță transformată în melanomalie. Acum trebuie să știți că al treilea lucru pe care îl face dermatoscopul, vorbesc de dermatoscopele cu adevărat serioase, calculează un coeficient de risc oncogen care îi dă o expresie aritmetică. De pildă, pentru dermatoscopul, videodermatoscopul computerizat pe care eu l-am în clinică, o valoare a acestui coeficient de risc până la 0,700 este valoare liniștitoare. Peste 0,700 trebuie la sala de operație să se scoate alunița respectivă cu marjă de siguranță mai mare sau mai mică, în lateral și în profunzime. Cu cât coeficientul de risc e mai mare, cu atât marginea de siguranță este mai mare și orice material biologic, respectiv aluniță care a fost scoasă chirurgical, va fi trimisă la laborator, pentru că în ultimă instanță laboratorul este cel care pune diagnosticul de certitudine. Ce se poate să primim de la laborator? Laboratorul ne poate spune că este vorba de un nev benign, o aluniță benign, aluniță se numesc nevi în terminologia dermatologică, deci o aluniță obișnuită care nu pune probleme. Sau ne poate spune, domnule, vezi că ai o aluniță în care celulele alea componente sunt tinere, sunt displazice, deci are potențial de transformare. Dacă cumva n-ai scos suficient, mai scoți o dată cu margine de siguranță să fii sigur că ai o bucată de țesut sănătos între marginea aluniței displazice și pielea care rămâne după ce ai făcut operația. Este foarte important să scoți cu margine de siguranță pentru că celulele pigmentare care s-au transformat în melanom malign au câteva caracteristici extrem de neplăcute pentru pacient și, bineînțeles, probabil benefice pentru boală. În sensul că, imaginați-vă că țesuturile noastre sunt ca un zid alcătuit din cărămizi. Aceste cărămizi sunt puse una peste alta și ele sunt lipite între ele cu ciment, cu mortar. În organism însă, pe lângă acest mortar care unește cărămizile, mai sunt și niște ghimpi, ca niște spini, care se
prind între ei, astfel încât celulele noastre, pentru a alcătui un țesut, au o dublă asigurare. Ghimb cu care se acroșează unele pe altele, plus cimentul care le solidarizează. Asta este pentru celulele obișnuite. Celulele pigmentogene și mai ales celulele din melanom, acest ghimb aproape că nu există, iar mortarul e de proastă calitate, astfel încât la manipulare neadecvată sau la traumatisme minore, celulele astea migrează din aproape în aproape, intră în vase, intră pe cale limfatică, intră pe teci, intră pe nervi, intră pe mușchi și mă trezesc cu metastaze, frecvent de la o leziune aparent minimală, 5-6 mm în diametru, și mă trezesc cu metastază de melanom malign. Sau sunt cazuri în care vine metastaza de melanom malign, care o găsesc fie în creier, în ficat, în plămân, în ganglion, și mă uit de sus până jos cu lupa, nu văd nicio aluniță care să fi generat respectiva. Probabil că s-a rezolvit, a fost una foarte mică și atunci lucrurile sunt mai complicate. Să revenim la povestea noastră. Așadar, examenul microscopic împune diagnosticul de melanom malign. Dacă ne facem probleme sau nu. Și dacă ne facem probleme sau nu. Deci cine are multe alunițe, înainte mai ales de a merge la soare, la plajă sau la solar, e bine să facă un consult dermatologic, iar dermatologul, dacă constată prezența elementelor displazice, să recomande o videodermatoscopie computerizată ca pacientul să știe exact fiecare aluniță ce coeficient de risc are și dacă are aluniță coeficient mare de risc, trebuie să fac câteva lucruri, unele le voi spune, poate vor fi neplăcute pentru mari iubitori de soare, dar cine are multe alunițe, îi spune așa, domnule, dacă ai multe alunițe, nu te mai du la soare. Cu risc sau fără risc alunițe chiar normale. Foarte multe alunițe și dacă ai și când ai multe alunițe, sigur, printre ele ai și alunițe cu risc. Nu te duci la soare. Sau dacă totuși te duci, te duci în orele permise până în 10:30 sau după ora 16:17 și obligatoriu vei folosi creme fotoprotectoare cu indice mare de protecție, la care pacientul spune, da, eu folosesc una. Zic, dar de câte ori te dai, domnule, crema? Păi mă dau dimineața. E mare greșeală să considerăm că o singură aplicare de cremă fotoprotectoare ne asigură protecție. Întâi de toate că o cremă fotoprotectoare nu face protecție absolută. Au fost cazuri de creme zise fotoprotectoare care spuneau că fac fotoprotecție pentru ultravioletele A și pentru ultravioletele B, care sunt principalele tipuri de raze ultraviolete din radiația solară care generează transformarea canceroasă a aluniților. Acestea sunt cele mai periculoase tipuri de ultraviolete? Tipurile de ultraviolete A și ultravioletele B. Ultravioletele C au un alt efect, ele sunt utilizate mai ales în scop medical pentru a omorâ microbii, dezinfecția în stările de operație sau pentru în circuitele de producție a diverselor produse biologice, antibiotice și așa mai departe. Deci cele mai grave sunt ultravioletele A, ultravioletele B, la care se adaugă și efectele neplăcute ale radiațiilor infraroșii, cele calorice. Deci, cine are multe alunițe, întâi de tot se duce la dermatolog, face dermatoscopie și apoi ascultă sfaturile medicului, în sensul că dacă se duce la mare, se duce și folosește creme fotoprotectoare, știind că o cremă fotoprotectoare nu oferă protecție 100% și că pe ambalajele cutiilor de creme fotoprotectoare scrie în cel mai bun caz plus 50. Deci fotoprotecția este până la 50 și poate un pic mai mult, dar nu este nimic 100%. Mi-aduc aminte pe vremea când eram mai tânăr în trei dermatologie, apăruse creme fotoprotectoare pe care scria factorul de protecție SPF 120-150%. Păi n-ai cum să protejezi dincolo de 100%. 100% înseamnă că deja nu mai trece nicio rază și până în acest moment nu s-a creat o cremă care să facă o fotoprotecție de 100% decât dacă este, eu știu, o haină de tablă sau mai știu ce alte, scuzați expresia, dar este un pic împinsă în extrem pentru a fi lămuriți. Mai trebuie să știm ceva. Între momentul în care am aplicat o cremă fotoprotectoare și momentul în care ea devine eficientă, trece un interval de timp de 15-20 de minute. Cu alte cuvinte, dacă m-am dus la mare, mă dau cu crema fotoprotectoare în camera de hotel, mai stau 10-15 minute și apoi plec să ajung către plajă. Pentru că altfel, dacă mă dau pe plajă, de drumul de la hotel până la plajă am înghițit radiația ultravioletă și apoi în cele 15-20 de minute am înghițit radiația ultravioletă. Și să nu uităm că regula de bază de expunere la radiație, la soare, la plajă, spune așa, în prima zi mă expun câte 3 minute pe fiecare parte a corpului. Deci, 3 ori 4, 12 minute cel mult. Trebuie să stăm cu ceasul în față. Cu ceasul în față sau numărând. Ori eu dacă m-am dat cu crema fotoprotectoare pe piață și au trecut 15 minute pe plajă și au trecut 15 minute până ce a devenit eficientă, deja mi-am încasat doza de radiație pentru prima zi. Altfel să mă ard. A doua zi cresc cam cu 30 până la 60 de secunde pe fiecare parte a corpului, astfel încât să ajung
ca la maximum de expunere, vorbim de expunerea înțeleaptă și rațională, să mă expun cam câte 10, maxim 15 minute pe fiecare parte a corpului. Asta înseamnă un 40 până la 60 de minute folosind și crema fotoprotectoare. Mai trebuie să știm un lucru, și anume, pe cremele fotoprotectoare scrie că sunt rezistente la apă. Dacă am intrat în apa de mare și apoi când am ieșit în apa de mare, m-a luat cu frig și m-am șters cu prosopul, imediat după ce m-am șters cu prosopul, reaplic crema fotoprotectoare, pentru că aceste creme sunt rezistente la apă, dar probabil că nu sunt rezistente la prosop. Deci, cremele fotoprotectoare, odată aplicate, încep să devină eficiente cam după 15-20 de minute și au o durată de protecție bună 2-3 ore. Deci cam după 2 ore și jumătate este bine să mai aplic din nou crema fotoprotectoare dacă nu m-am șters cu prosopul sau am intrat în apă. Altfel, dacă mă dau o dată în zi, n-am făcut mare lucru pentru că rămân neprotejat. Sunt oameni care, zic, domnule, eu mă expun perfect rațional, cu ceasul în față. Și după ce am făcut cele 50-60 de minute de plajă, am plecat la plimbare. Păi plecând la plimbare, asta nu înseamnă că eu nu acumulez în continuare radiație ultravioletă care vine de la soare și mai este reflectată în geamurile hotelilor, a clădirilor și mai este reflectată și de apa de mare. Astfel încât voi continua să acumulez radiație ultravioletă, infraroșie, care vor duce la arsură solară. Arsura solară poate fi clinic manifestă, poate să fie până la insolație, dar poate să fie fără insolație, dar să fie cu vezicule, cu bășiși mari care duc la jupuire, cu arsură. Toți ne-am ars câteodată pentru că n-am știut cum să ne expunem rațional sau am dorit să luăm tot soarele dintr-o singură zi sau, Doamne ferește, am adormit pe plajă. Aceste arsuri solare repetate, domnule profesor, în timp pot fi punct de plecare pentru melanomul malign? Da. Aceste arsuri solare pot fi punct de plecare pentru melanomul malign, pe de-o parte, și trebuie să știți că mă ard astăzi și n-apare mâine melanomul malign. Melanoma malign poate să apare peste 5, 10, 15 ani, când efectele negative se însumează. De altfel, este o teorie care spune că pentru cancerul somatic, cancerul diverselor organe din interiorul organismului, între momentul în care s-a născut prima celulă, care n-a mai putut fi distrusă de organism, și momentul în care pun diagnosticul, adesea trec 5, 10, 15 ani. Deci dacă aș avea un diagnostic foarte precoce, cancerul ar fi curabil. Pentru piele, lucrurile sunt un pic mai simple, pentru că la piele, leziunile tumorale se văd. Alunițele se văd și orice modificare de formă, culoare, dimensiune a aluniței este evident receptată și atunci pacientul se îngrijorează, se duce la medic. Apropo de îngrijorat și mă duc la medic, este bine să știm că un medic poate să îmi pună diagnosticul corect pe aluniță dacă s-a transformat sau nu, pe lângă videodermatoscopie și dacă am niște fotografii color a pielii mele cu alunițe făcute. Am făcut astăzi, rog un prieten sau un membru de familie să-mi fac fotografii color pe bucăți de corp, aceste fotografii le pun pe hârtie fotografică și le pot folosi în două împrejurări. O împrejurare de utilizare este aceea de autocontrol. Periodic, la 6 luni sau la un an, mă uit la fotografii și mă uit în oglindă. Caut orice modificări de formă, culoare, dimensiune a aluințelor mele. Orice modificare de formă, culoare sau dimensiune mă obligă să mă duc la dermatolog. Dermatologul face videodermatoscopia computerizată, îmi spune coeficientul de risc și în funcție de asta mă operez sau nu mă operez. Aceste fotografii color mai pot fi folosite într-o împrejurare. Este vorba de momentul în care am traumatizat cu sângerare o aluniță, cu o aluniță obișnuită sau o aluniță displazică. Ca medicul dermatolog să aibă informații, să poată lua o decizie ce face cu acea aluniță traumatizată, trebuie să știe și el cum arăta alunița dinainte, de pentru care aceste fotografii cu care eu mă duc sunt binevenite. Apropo de alunițele traumatizate cu sângerare, se spune că o aluniță traumatizată cu sângerare are un interval de grație cam de 4 săptămâni. În aceste 4 săptămâni, de obicei, se vindecă, cicatrizează și am uitat că am traumatizat și asta ar fi regula jocului, dar unele dintre alunițe în 4 săptămâni începe să se transforme în cancer. Și atunci este bine ca în interval de 4 săptămâni o aluniță traumatizată cu sângerare să fie văzută de dermatolog, dermatologul face videodermatoscopia și decide dacă lasă sau scoate o asemenea aluniță. Mai este încă un lucru pe care să-l discutăm. În condiții normale, noi nu ne simțim alunițele. În momentul în care începem să le simțim, ba că mă mănâncă, ba că mă înțeapă, ba că mă trezesc că duc tot timpul mâna, adică subconștientul repetează niște informații de acolo, trebuie neapărat să văd despre ce e vorba. Pot fi două situații. Fie am traumatizat respectiva aluniță și nu mi-am dat seama, fie celulele din interiorul aluniței au început să se multiplice și atunci lucrurile sunt grave și dermatologul trebuie să facă dermatoscopie să-mi spună dacă stau liniștit sau dacă scot respectiva aluniță. Dar un melanom malign, domnule profesor, se poate ascunde și sub aspectul, să spunem, unei alunițe normale? Deci să pară alunița în regulă și să avem surprize neplăcute. Da, după.
Este posibil lucrul acesta și vă spuneam că există tehnici extrem de sofisticate de explorare cu anticorp monoclonal și de identificare de tipuri de celulare, sunt adevărate baterii de asemenea teste și uneori nici cu aceste baterii fantastice cei mai înalți specialiști nu pot diferenția între o aluniță normală și o aluniță care s-a transformat deja în melanomalie. Deci problemele sunt mai complicate și ca să se și complice mai tare problema, sunt și melanomele acrome. Ce înseamnă melanoma acrome? Melanomul, prin definiție, este o tumoră pigmentară, o tumoră care este de dimensiuni de cele mai multe ori mari, peste 1-2 cm, care are o culoare neagră strălucitoare ca păcura și care de multe ori sângerează ușor. E, acesta ar fi definiția melanomului. Melanomul poate să fie mai la nivelul pielii, extensiv în suprafață cum suntem noi, poate să se extindă mai către profunzime sau poate să fie tumoral proeminent către exterior. Se întâmplă însă că uneori celulele pigmentare să nu placă pigment. Sunt foarte tinere și nu au capacitatea de a face pigment. Și atunci am o aluniță roze, care zic, domnule, este o aluniță banală, dar este o aluniță displazică, se transformă în melanom malign și mă trezesc cu metastaze, fără să fie avut pe piele o aluniță în adevăratul sens al cuvântului. Deci există și noțiunea de melanome maligne acrome, deci fără pigment în ele. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate și de aceea totdeauna sfatul și examenul dermatologic este esențial. Cred că, până la urmă, domnule profesor, cu toții avem măcar o aluniță, așa că ar trebui să trecem pragul medicului dermatolog pentru a nu avea neplăceri mai târziu, dar vreau să-mi spuneți dacă persoanele care au piele albă sunt mai predispuse, fiindcă așa s-ar spune că aceste persoane sunt mai predispuse la apariția melanomului malign, cele mai închise la culoare sunt mai norocoase, să zicem, din acest punct de vedere, sau trebuie să-și facă și ele probleme? În principiu, persoanele cu pielea de culoare deschisă, cu ochii albaștri, cu părul deschis la culoare, blond, suportă mai greu agresiunea razelor ultraviolete și sunt mai predispuși la a face melanom malign. Aceste persoane sunt și cele care se ard frecvent sau sunt și persoane care oricât a stat la soare nu se bronzează, dar se ard la primele expuneri la radiație ultravioletă. Cu atât mai înțelept este ca blonzii cu ochii albaștri, cu piele de culoare deschisă, înainte de se hotărâ să facă o cură heliomarină sau să se ducă la strand sau să se ducă la solar, să ceară un consult dermatologic. Apropo de solar, eu sunt unul dintre înverșunații dușmani ai expuneri la solar, pentru că solarul este mult mai agresiv decât radiația naturală și generează mult mai multe cazuri. Poate pe de altă parte că acele cazuri care s-au transformat de alunițe melanom malign s-au transformat după expunerea solară s-au nimerit să vină mai multe la mine, dar eu nu recomand nimănui să se expună la solar. Deci cumva solarul ar fi mult mai mult mai agresiv și mai periculos decât pentru, soarele. Riscul de transformare este mai mare. Pe de o parte, nu există niciun control asupra parametrilor pe care respectiva mașinărie o pune la dispoziție. De multe ori avem o problemă spinoasă în sensul că omul se duce, cumpără fișe, fise pe care le introduce și aparatul merge cât vrea beneficiarul. Ceea ce este incorrect. Chiar și la solar trebuie să mă expun cu mod rațional și e adevărat rarisim în anumite aspecte de boală când pacienții mei nu pot beneficia de instrumente speciale cum ar fi cele cu ultraviolete Bnr-Band sau puvaterapie sau laser Letriwins. Le recomand să facă plajă sau solar. Sunt niște boli care beneficiază de expunerea la soare pentru că, iată, am venit și la cealaltă parte, soarele nu este numai dușman. Soarele, până la un punct, este un foarte, foarte bun prieten pentru că ne asigură stare de tonus fizic și psihic bun. Ne asigură dimineața. Să mergem la plajă, dimineața. Și, bineînțeles, cum a zis, după ora 16:30. Și mai ne asigură dată, când lumina solară este foarte, într-o cameră cu foarte multă lumină, nu ne deprimăm. Așa este. Avem nevoie de această lumină solară. Pe de altă parte, radiațiile ultraviolete și climatul heliomarin mai fac ceva. Sunt foarte util pentru promovarea și progresia speciei umane, pentru că biciuiesc producția de hormoni, modulează comportamentul sexual și atunci asigură și o supraviețuire mai bună a speciei.
Domnule profesor general Ioan Nedelcu, mai avem 5 minuțele din emisiune și în aceste 5 minuțele vreau să le spunem telespectatorilor și ce ne așteaptă dacă, Doamne ferește, am fost diagnosticați cu melanom malign. Am să răspund imediat, dar înainte de aceasta vreau să atrag atenția celor care ne urmăresc și sunt iubitori de soare să nu se ducă să facă plajă atunci când prin media se anunță că indexul de radiație ultravioletă este 8 sau peste 8. Pentru că pielea noastră, chiar și a celor care sunt mai bronzați, suportă maximum 10, dar asta la ecuator. În timp ce la noi un peste 8 deja este grav și ne trezim cu melanom malign. Odată diagnosticat melanomul malign, există o mulțime de posibilități terapeutice. Primul gest terapeutic este îndepărtarea chirurgicală a tumorii. Și aici sunt niște reguli pentru îndepărtarea cu marge de siguranță. Al doilea gest este să căutăm dacă s-au produs diseminări, metastaze, în organele care știm că frecvent primesc metastaze. Creier, ficat, plămâni, rinichi, splină, oase sau metastaze locoregionale, ganglionare sau cutanate. Acestea se identifică prin diverse explorări pe care le avem acum la dispoziție, toate tehnicile de imagistică de la PET, CT și altele de tipul acesta. Odată stabilit diagnosticul istologic de melanom malign și îndepărtarea tumorii, trebuie să facem tratament. Aici terapiile sunt de multiple feluri. Sunt terapii cu agenți citostatici care își propun să distrugă celulele canceroase dacă au mai rămas în organism. Din păcate, sunt puțin responsabile celulele tumorale la agenții citostatici. Radioterapie este de asemenea puțin eficace în melanom malign. Este o tumoră retutabilă. Imunomodularea, imunostimularea propriului nostru sistem imun, celulele din sistemul imun să lupte cu celulele canceroase, mi se pare că este cea mai înțeleaptă și cea mai eficace. Și aici avem interferon și încă o mulțime de substanțe care stimulează capacitatea propriului sistem imun să lupte. Să nu uităm detoxifierea la nivelul colonului cu hidrocolonoterapie, terapiile cu ozon, care sunt de asemenea deosebit de eficace și stimulează apărarea antineoplazică, alcalinizarea care trebuie să facem prin dietă, dar și prin terapie alcalinizantă, de la vitamina C acidă până la diverse tehnici de alcalinizare pe care medicii le cunosc foarte bine și le spun pacienților. Și acum, în ultimul timp, au apărut așa zisele substanțe biologice himeră, sunt substanțe, medicamente care se fac în laborator și care, multe dintre ele, au un efect benefic asupra metastazelor de melanom malign. Da. Domnule general profesor dr. Ioan Nedelcu, am ajuns la finalul acestei prime părți. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi. Cu multă plăcere. Dragii mei, acum urmează o mică pauză de publicitate, dar să nu plecați din fața micului ecran, fiindcă în două minuțele revenim. Publicitate și revenim.